acționari caută partea lor legile eterne ale lui Dumnezeu, conservatori. Și dacă e vorba de reacționar, e cineva care e vetust, învechit, de la Cristene, sămosul lui Pericle până azi, cred că democrația ți-a și viciile și virtuțile. Și-ar putea, în limbajul acesta conservator, să fie considerată reacționară. Democrația? Da, sigur. Deși, păi, Berson și spune despre democrație. Nu v-am spus nimic despre democrație. Mi-ați spus, dar după aceea ați renunțat să spuneți în timpul filmării. Așa că... Așa. Eu am... Eram în perioada electorală și atunci n-ați vrut să creați confuzii. Așa, să creați confuzii. Eu, în materie de democrație, mă bizui, n-am nicio părere personală. Mă bizui pe doi gânditori clasici, pe Platon și pe Aristotel. Platon susține că sunt trei forme de guvernământ degenerate. Tirania, oligarhia și democrația. Iar Aristotel spune că democrația e sistemul în care face fiecare ce vrea. Și eu am spus după cum se vede. Da. Iar Bergson, filozof modern, nu v-am spus, declară acest lucru. Democrația este singurul sistem compatibil cu demnitatea și libertatea umană, dar are un viciu. N-are niciun criteriu de selecțiune a valorilor de conductă. Și totuși nu e adevărat. Practica socială arată, cel puțin în democrațiile occidentale, că valorile sunt selectate până la urmă, nu? Nu știu, eu nu vreau să ofensez Occident, dar nu geme de mari oameni de stat asta. Asta e adevărat. Și nici Statele Unite nu pesnesc de mari oameni de stat. Da. Sper să nu provocăm un scandal diplomatic, nu? Nu spune. Așa. Dar e real. Ceea ce înseamnă că democrația, întâmplarea naște în democrație un mare șef. De pildă, un mare conducător în democrație a fost Clemenceau, care a condus primul război mondial politic. Și a scos Franța la liman? A scos, nu, Europa la liman. Nu știu dacă el a declarat că cine până la vârsta de 30 de ani nu e progresist, nu e de stânga, nu e de stânga și democrat, n-are inimă. Dar dacă peste 30 de ani nu e conservator, e cretin. Asta a fost Clemenceau. Nu eu. Nu, Clemenceau. Da. Dar, domnule Suțea, înseamnă că dumneavoastră nu puneți un semn de egalitate între democrație și liberalism, nu? Nu. Liberalismul e aproape de gândirea aristocratică a corpului social. Democrația nu. Puteți să dați un exemplu din istoria noastră politică de om care a fost liberal? Păi dacă după Ionel Brătianu trebuie să mă ridic în picioare, dar nu pot. E așa de mare om de stat, nu știu dacă la Versailles s-a declarat despre el, de către Venizelos, Beneș și ăștia, că ăia care dictau tratatul la Versailles, nu știu ce i-a spus Beneș, sunt niște balcanici. Dumneavoastră sunteți stăpâni. Brătianu. Cred că a fost cea mai mare conștiință politică europeană la Versailles. Iar în istoria noastră ce să mai vorbim? Felul în care a condus această mică barcă, care era în România în perioada neutralității, de exemplu. Și după aia la război. La război și la tratatul de pace. Și la tratatul de pace, colosalul și a fost inginer. Da. Ceea ce însemnează că politica este o artă. Și ai vocație. Și de inspirație înseamnă că e vorba aici. Păi și de inspirație. Pentru că altfel a fost un mediocru, de exemplu, om de debator parlamentar bunoare, nu? Nu era un mare om politic la tribuna Parlamentului. A decis când și cum trebuie să facă. Și când Iorga, cu orgoliul lui în Parlament, îi spune, era prim-ministru Ionel Brătianu, ce să învăț eu de la un inginer poșit, nu? Brătianu răspunde ca prin ghiș, măsura, domnule profesor. Excepțional. Măsura, domnule profesor. Da. Asta este, eu am emoții când trec prin două gări, prin Blaj, prin mica Roma lui Eminescu, care ne-a relativizat, nu? Sure. Și prin Florica, unde e mormântul acestui mare om. Trebuie să afirm însă că indiferent cine conduce Partidul Liberal, azi, poporul român nu poate să evite liberalismul, fiindcă îi datorează crearea statului român modern. Îi datorează Partidului Liberal crearea statului român modern și a societății române moderne. Mă interesează liberalismul biruitor în Statele Unite, în Japonia și în vestul Europei, și care prin această biruință devine ispititor pentru vânzoleala din spațiul răsăritean. Așa puteți să spun. O spune. Că este. Și totuși, spuneți că Occidentul n-a dat mari valori, nu? Mari valori politice, evident. Că actualmente. Actualmente. Și atunci, acum, sistemul ăsta poate să prospere fără valori, fără personalități politice? Păi, liberalismul te duce cum te duce trenul la destinație. Da. Liberalismul îți favorizează corpul social. Te instalezi în sistem și n-ai încotro. Eu am cunoscut miniștri fără multă educație, excelenți, la Ministerul General, care n-aveau educație politică. Am cunoscut pe unul Cancicop, da. Un avocat în da. Bacău, da. Strălucit ministru. Ministrul de Finanțe, de Economie? Și la Economie și la Finanțe, da. El mi se pare că ne-a lăsat și niște impresii din Primul Război Mondial, niște mărturii din Primul Război Mondial. Domnule, a fost un ministru. Da. A fost un ministru. Ce să vă spun eu? Nu interesează, pe mine mă interesează Partidul Național Liberal actual. De ce? Poporul român e dator la recunoștință că e autorul vieții lui sociale și de stat modern. 1. El. 2. Că în climatul creat de liberal se poate respira spiritual și se poate progresa material, valorile mișcându-se nederanjate de nimeni. Și 3. Este de acord, adică nu deranjează mecanismul gândirii dogmatice universale creștine. Nu deranjează. Nu? Așa este. Adică eu trebuie să nu fac politică, așa că vă las pe dumneavoastră să faceți afirmațiile acestea. Dar este. Este. Este un adevăr. A persecutat vreodată liberale biserica? Nu. Da, și creștini democrație pot spune că nu vor să persecute biserica și așa mai departe. Sunt și alte partide care pot face această afirmație. Da, dar când ating termenul democrație, apare o imperfecție în problematica selecției. Da. Vă rog să notați. Da. E totul înregistrat. Colegul meu, Nicolae, se înregistrează. Apare la cuvântul democrat o mică imperfecție în problematica selecției. Ceea ce nu se află la liberal. Păi cum vă explicați că Japonia, care n-are mai nimic, are materii prime Japonia? Deloc. Are mâncare Japonia? Nu. Are cutremuri Japonia? Foarte multe. Să roagă America și piața comună să nu le concureze? De adevărat. Cine face asta ca sistem? Partidul Liberal Japonez. Exemplu mai clasic ca ăsta nu se poate da.